Hai, salut, eu sunt Novi și a revenit cu un nou chest opening pe canalul lui Tony Wu Tony. Astăzi avem niște frumoase chesturi de deschis, două free chesturi, un crown chest, un golden chest, un epic chest, un legendary chest și un giant chest și desigur un clan chest. Și aici văd că mai are un challenge, adică Hilltreft challenge de 6 winuri, 125 de cărți și 3100 gold, destul de bine. Vreau să vă spun că vă aștept în academia noastră, România Stars 4. Și asta este oficiala noastră academia și România Stars 3. O să o fac din nou cu un nou lider care o să se ocupe cu ea, adică care o să se ocupe de ea, care o să am încredere în el și toate alea. Ok, bă, băieți, eu zic prima dată, hai să deschidem niște chesturile, adică chesturile astea apetituri, cum le zic eu, case care ne încălzește chesturile astea, free chest-ul, crown chest-ul astea. Ok, să hai să iau un următorul free chest, gold, bell ram și elite barbari. Crown chest-ul, gold, gems, spear goblin, barbari, ice golem și 47 knight. Ok, hai să începem cu golden chest-ul, gold, goblin gang, Tesla, scheleți și 4 bomb tower, destul de bine. Hai să cerem niște cărți, stai să vedem ce de care. Ok, hai să cerem minionii. Hai prima dată să deschidem Hilltreft challenge. Ok, 3100 gold prima dată, 2 goblin hat, elite barbari, ice golem, mortar și 2 rage. Bă, destul de bine. Hai să deschidem giant chest-ul, gold, hog rider, valkyrie și knight. Ok, hai să deschidem prima dată clan chest-ul, gold, fireball, minion, PK, barbari, zep, barbarian hat și două tornado, da? Tony, stai să vedem, îs ovi filmez. Ok, hai să vedem ce legendare ar trebui, să vedem dacă are o legendară. Bă, lol, nu are nicio legendară. Lol, acest legendary chest o să-i dea prima lui legendară de când joacă Clash Royale. Știu, ok. Ok, hai să începem cu epic chest-ul prima dată. Ok, 2 rage, 2 clone, 3 mirror și 12 giant skeleton. Ok, destul de bine. Calci, nu. No. Bă, hai să deschidem și legendary chest-ul, să vedem ce legendare ne dă. Ovi, gay, dați-o. Ok, vreau să scrieți în comentarii în acest moment dacă doriți să scrieți ce legendare credeți că pică în acest legendary chest. Bă, eu zic să nu mai stăm pe vorbărea, să nu mai vorbim atât de mult și să-l deschidem fucking chest, fucking legendary chest-ul acesta. Doamne, îmi încălcesc limba, vorbesc prea repede. Hai să dăm prima dată niște canceri. Hai, ok, 3, 2, 1 și... Uff, deloc, nice, mă, deloc. Hai să facem și un screen, bă, e destul, prima lui legendară, delogul, destul de bine. Ce înseamnă destul? Destul înseamnă foarte bună legendară, să-mi bag piciorul din nu știu, acum de vreo lună, două, era cea mai bună legendară și cred că și acum este pe pozițiile 1, 2 și 3. Și la level 5 cea mai bună legendară este Electro Wizard. Deci abia aștept să-l am și eu pe contul mare de level 3. O să vedem, hai să dăm un atac. Bă, îmi place foarte mult deck-ul cu golem. Hai să-l probăm. Ok, bine, avem pompa din start.
fuck, am greșit acolo, n-am nimerit un goblin. Din păcate, dar nu are nimică. Hai să punem elixir colectorul. Ok, bine că am... LOL. Oi, și-a consumat elixirul. Și-a consumat fucking elixirul. Foarte, foarte mult elixir a consumat. Și pe miner, și pe SC, și pe rachetă. Pun pariu acum că-i luăm turnul cu acest push. Deci facem pariu. Ah! Rage, 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 hai cu rage-ul! Băiete! Ce faci, mă? Îi luăm turnul neapărat. LOL, nu i-am luat turnul. Și încă am pus pariu. Bă, dar nu i-am luat turnul pentru că are cărțile foarte, foarte mici. Hai să punem aici un zap. Bă, are cărțile foarte mici, băiatul. Golem de 2. Goblin gang de 6. Ok. Bă, sunt mici cărțile, din păcate, la acest deck. De asta nu i-am luat turnul. Bă. Ok, un minion acolo merge pe turn, dar nu e așa de mare problemă. Aș încerca, nu mai putem încerca. Punem așa golemul să atace witch-ul golemul nostru. Hai să mor tu că mi-a atacat arcașii. Să mor tu. Rage. Îi luăm turnul? Îi luăm turnul, dragi abonați? Aici un zap? Hai arcașii, mă. Ce faceți, mă? Alai, așa, mă. Nu, no, nu, no, fucking baby dragon. Nu contează, nu contează. O să-l facem cu un nou push. Ok, aici a greșit. Extrem de... Ma, lol. Hai să punem golemul în spate. Lăsăm baby dragon să dea acolo niște dem. Ai, bă, de ce greșesc așa de mult? Cu cât? Taci. Și cât ce minut? A venit taică-mea și mi-a zis de viitorul cu Astra. Ok, i-am luat turnul. Hai, balonul, hai, dai. Ok, i-am luat turnul. 2-0 2-1 pentru noi, destul de bine. Acesta a fost taică-mea, a venit și să-mi zică scorul de la meciul cu viitorul Astra, Giorgio, pentru că eu sunt stelist și vreau să pierdă viitorul și Steaua să câștige, desigur, cu Dinamo. Mâine sau duminică, nu știu, am uitat când e meciul, mâine cred, sau duminică, cam așa ceva. Da, este momentan, este 2-1. Ok, bă, hai să terminăm cu vorbăreața asta, că, mamă, am o gură așa de mare, aș vrea să vorbesc într-una de tot. Ok, eu am fost Ovi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uita să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Ciao!